Mă uit de aici. Se vede normal. Că mă dau în spate. Cu niște mici modificări pe aici. Am pus luminiță pe drum și pilari ca să văd mai repede drumul. Cred că așa o să fac și în partea altă. În celelalte două părți. Acum văd pe aici. Bine, asta trece cu viteză de rupe. Aici n-am putut, aici merge, aici n-am mai putut să mai pun, pentru că e drop location. Și nici aici, că acolo e un drop location. În schimb, n-am pus la toate luminițe, dar e mai ușor să găsesc drumul acum. Ei, ce faci? Și m-am ocupat un pic de, ei, la viar de construit aici, eu încerc să fac un drum. De aici până acolo. Problema este că nu mi-ajunge materialul și nu știu dacă piatra asta merge farmată. Va merge. Bă, nu pot să fac. Ce stupid. Cred că am rămas fără... Fără daia de placement. Pentru că am rămas fără din aia de placement, nu se mai face. Bă, nu e o problemă foarte mare. Aici o stau cu cap de perete, deși o să o extind încoace. O să fac din asta. Așa, mă. Hai că am pus-o acum. Asta nu mai merge pusă. De ce? Ar fi cam... E strâmbă, dar merge. Merge. Când fac dublura. Pe doar să țină. Și asta e, am drum. Acum e mult mai simplu. Gata, pot să spun că acum drumul este finalizat. Urc cu asta până sus. Până aici niște... Nu pot să pun pilon. Bă, dar de ce îl mai am aici? Nu, orile acum, de ce? Ca să mă induce, inducă pe mine în eroare sau ce? Ce mai trebuie? Vreau să nu cadă ceva de aici. Aici e puțin bugui, dar n-am ce să-i fac, asta e. Dar uite, mi-a dat boală. Nu mi-a dat nicio boală. Cred că am activat. Acum mi-a dat boală. Bă, dar ești bolnav tu la propriu. Și cap de linie aici. Mă, ce naiba, chiar trebuie să mai fac? Nu mai trebuie să mai fac pilon. Pillars. Iară skin de sabie? Oi. Doi skin sabie. Tu ce vrei, mă, bărătule? Mă, cum vin de aici, văd asta. Bam, bam. Asta nu prea o văd. Da, pun una aici. Și gata. Văd pe ăsta, îl văd pe ăsta, îl văd pe ăsta, oricum ar trebui să știu drumul pe terost. Dar în caz că nu, mai știu, că nu joc operat sau ceva de genul. Niu. Și pe drum. Ieșirea e foarte simplă. Și așa farmez artefactele acum. Cel puțin în zona asta. În celelalte mai vedem. Singura chestie pe care sper să nu se întâmple e să-mi distrugă ăștia torțele. Hai că pilonii știu că nu pot, dar torțele cam pot. Vede-mă. Și tu. Și vii cu viteză, bam, bam, mort. Lutul luat. Părțile astea ori se consume la un moment dat. Dar o să văd eu când. Îi zicea că, uitați-mă acolo, scria că fuelul cu ține cam o zi. Și cu ce mai am eu pe aici? Vup. Trebuie să-mi las astea. Eu zic că așa trebuie să luați. Și acum mergem la bază. Nu mi-am adus cum îi zice creator mai bună pentru că am nu te rog, bă. Tavaiera, am venit cu tavaiera, am ajuns mai repede decât cu trenul. Ghinionul ei. O să văd ce are asta în inventar și mă la bază.
Ăștia se țin de coadă și plâng. Ce fel fac? Așa de obicei când plângeau, cred că era ploaie urma sau ceva genul. Am pus 3 suporturi de-astea și cu artefactul de pe mine l-am expus pe primul. E că arată bine, mă. Arată bine. Partea bună e că sunt doar 3, partea proastă e că sunt doar 3. Și aici îl mai am pe celălalt, dar mai trebuie să mai fac rost de încă 2 ca să am pentru 3 ranuri de 1. Bine, mă, nu știu dacă fac fiecare dificultate, dar vedem. Și unul doar de expunere, ca să arate fain. Și ar trebui să-mi iau pe mine niște tools, pentru că văd că eu le-am cam mirosit pe alea pe care le aveam. E bine, între timp am mai ieșit vreo 3 pui și asta mai face nu știu cât timp. Eu vreau să fac ăia, cum zice, Carno, dar văd că au ieșit aia 3 de la coleo și ce zic. Dacă tot au ieșit 3, ia să iau și eu niște poțiuni. Și nu cred că am saddle. 1, 2, 3. Hai că pot să fac 3 saddle-uri. Până să fac astea, mă duc să le bag poțiunile. Și trebuie să bag niște... Trebuie să băgăm niște HP în ăștia. Că... What the... 42.000 ăsta cât are? 12.000 și ăsta? Deci eu nu le-am băgat la ăștia level, ăștia au... Asta-i varză, ăsta are ce mai mic level, ăsta cât are, mă, level? 185... 181... 181... Nu cred eu că doar... diferența asta a fost așa de mare. Eu nu cred. Și chiar nu cred. Pare mega boost de HP ăla. Trebuie să mă uit la ceilalți să văd dacă au... cum ne spune. Asta nu vreau, un sort. Dacă au, cum dracu le zicem, bă, boost la damage sau la altceva, că poate au alte boost-uri ce fiți. Asta are 42.000 HP cu mel 1600. Și asta are 1300 cu... Ma... O să iau pe toți la o tură să văd cum se mișcă. Dacă se mișcă repede, nu mai bag puncte în El Speedo. Bă, ăsta... Bă, eu se mișcă repede, se mișcă super repede de încolo. Super mega repede. Asta sări pe loc. Nu mai nimic în speed. Hai boss, hai de boss. Figueros. Nium! Dar sare... Vă vedeți cum sare? Sare pe loc și se oprește. Nu mai face ca ei la alții. Sare și vrp, s-a oprit. Nu știu care e faza cu săritul pe loc. Cred că e ca să nu-ți mai ia vânt prea mare cu ei. Dar... Măi să fie. Dacă-i fac la asta HP-ul, poate în 20 de ani. Așa... Și restul meu damage o să dea de o să spargă ăsta. Deci ăsta o să-l pun deja afară ca să știu că pe ăsta-l iau. Bă, dar și ăștia au fața aia ciudată? Când te uiți departe e pixel. Când vii aproape și te uiți... No, tot pixel atât. Cum mă uit de aici, se vede normal. Când mă dau în spate... O, ieșit amândoi 110 instant aici. Nu știu ce s-a întâmplat. Bă, stai puțin. Ce trebuie să-i scot afară. Liu? Pentru că... De fapt, ia să pun mai mulți, mă, să iasă. Deci da, a ieșit 128, nu știu de ce a ieșit levelul ăsta. Ciudat. Și unii păstrez, unii nu-i păstrez. O să iau toate ouăle astea să văd care îi păstrez și care nu-i păstrez.
Trebuie să fac ceva cu ciumpalacul ăsta care stă aici. Așa. Să mai au niște bile. Nu o să-mi trebuie să ajungă tot ce am. Hai să vedem ce pică. Poink. 121. Dar ciudate levele. Că până acum nu ieșeau așa variații de-astea handicapsate. 117. Interesante. Schema cu levelul. 31. Cred că ăsta e cel mai mare. Se dau consum. O să trei... ce vorbeam? Bine, nu e chiar așa mare, dar asta cred că e singurul care are variație de level mare din cauza la părinte. 83, ăsta e cel mai mare. Asta e cel mai mare. Ok, ne-am distras suficient. Și acum ce vor? Ia să vedem. Iar am bugul la bășit. Da. Trebuie să ieși să intru din nou. Am pus saddle pe Rex și ăștia doi, pe utilar nu și-am pus de mâncare și am pus pe ăștia toți aici. M-am hotărât să nu mai stau să-mi bat capul să... Hand food și alte chestii, dau direct poțiunea. Wow, 50%, yay, șmecher. Caro, yay. Asta e cel mai mare, momentan, nu, cel mai mare, momentan. Și sper să crească ok, să nu fie probleme. Păi am un prădin, v-a făcut pui. Câți am? Ia să vedem, deci 2, 4, 6, 8, 10 am. 10... Ăla mare cred că o să-l păstrez ca să facă la rândul lui pui. Da, vedem ce să fie. Saddle-uri să fie. Că nu cred că am suficiente saddle-uri de carno. Nope. Și ori mai fac luminițe, ori eu le craftez pe alea lame. Dar vedem, oricum, cred că mă descurc cu alea lame, ideea e să am materiale suficiente